Și vrem să vă spunem că noi o să ne retragem de pe social media. Vrem să vă spunem că nu o să mai fim activi pe nicio platformă. Deci, salutare tuturor! Astăzi facem un videoclip spontan, pentru că, da, de obicei așa facem. Este mult mai ușor pentru noi să fim spontani și să spunem lucrurile din inimă. Da. Așa că astăzi vom vorbi despre cum sărbătorim noi Crăciunul. În primul rând vrem să vă spunem că Crăciunul este despre Iisus Hristos. De unde și numele Crăciunul? Asta sărbătorim noi de Crăciun, pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, nașterea Lui. Așa că noi suntem creștini și nu sărbătorim, de exemplu, de Crăciun, Moș Crăciun. Nu credem în acest materialism, în această făcătură și nu credem în cadouri și să primim cadouri, ba mai degrabă este important de Crăciun să dăruim. Este foarte important să dăruim, să ajutăm și să facem bine tuturor oamenilor care sunt cu probleme, care au probleme, care sunt săraci, nevoi materiale și așa mai departe. De asta mesajul meu pentru voi este: dacă de acest Crăciun aveți o familie, o casă, o masă, mâncare, bani de ajuns, vă rugăm frumos să vă duceți și să faceți și o altă familie sau un om fericit, un copil, ajutându-l cu hăinuțe, mâncare, faceți un cadou, luați un calculator, o carte, ceva frumos pentru a-l ajuta din toate aceste puncte de vedere. Vrei să adaugi ceva? Da. Deci, cum noi ne sărbătorim Crăciunul, de ce noi vrem să punem mesajul aici, este că ne-am văzut că mulți oameni în lumea noastră, oameni care nu sunt creștini, dar și oameni care sunt creștini, cred că Crăciunul este despre mâncare, este despre cadouri, materialism, filme populare pe TV și este numai timp cu familie. Bineînțeles, este foarte important că ești cu familie, dar cel mai important este că Iisus Hristos a venit pe lumea și El a, how do you say, He saved? Ne-a mântuit. Ne-a mântuit pentru toată lumea. Da. Deci asta este cel mai important și pentru noi asta este cel mai important. Ce noi facem la Crăciun este că ne citim Biblie împreună, suntem împreună și vorbim și totul este despre iubire. Da. Și fericire, dar e foarte important că știm de ce sărbătorim Crăciun și așa este. Deci, de Crăciun noi ne rugăm, sărbătorim Crăciunul pentru adevăratul sens, pentru ceea ce este și, bineînțeles, petrecem timpul cu Dumnezeu și încercăm să facem pe cât posibil bine și să ajutăm pe cei din jurul nostru, da, și să petrecem timpul cu familiile noastre. Da, și eu cred că e foarte important că o să facem research. O să facem un pic de investigație. Ce este Crăciun? Cine e Moș Crăciun? De ce avem cadouri? De ce faptul asta sunt în lumea noastră? Da. Și sunt multe, multe fapte pe internet. Da. Deci e foarte important că noi o să fim cu curiositate, da, decât ca un robot care este că toată lumea are un sărbătorie acum și eu fac exact cum ei face. Da. Fac Crăciunul exact cum este motivul pentru, da, Crăciunul. Da. Așa că să căutați adevărul întotdeauna și să vă interesați de ce se întâmplă anumite lucruri de Crăciun, de ce sărbătorim Moș Crăciun, ceea ce noi nu facem, de ce se învârte Crăciunul în jurul materialismului, a cadourilor și a cumpărăturilor, da, de ce sunt foarte multe lucruri care nu au nimic de a face cu mesajul adevărat al Crăciunului, da, cu Iisus Hristos, așa este, cu nașterea Domnului și așa, da, mai departe. Întotdeauna să cercetați și să căutați adevărul pentru a înțelege exact cu ce avem de a face. Da. Cel mai important aici este că o să faci niște timp pentru Iisus Hristos. Și acum avem timp pentru asta și pentru noi asta este cel mai important. Da, așa că... Și așa este. Asta am vrut să vă spunem, să vă binecuvinteze Dumnezeu pe toți, să fiți sănătoși, fericiți, să fiți fericiți cu familiile voastre. Da. Și toate cele bune și frumoase tuturor. Doamne ajută, și vrem să vă spunem că noi o să ne retragem de pe social media. Vrem să vă spunem că nu o să mai fim activi pe nicio platformă
până după Crăciun. Da. O să începem din nou pe 28, de exemplu, să uploadăm, să postăm pe Instagram, Facebook, YouTube și așa mai departe. Da. Acum luăm o vacanță și o să ne concentrăm asupra lucrurilor care sunt cu adevărat importante. Da. Și vă dorim tuturor numai bine, Doamne ajută, să fiți binecuvântați și ne vedem data viitoare. Pa! Crăciun fericit, Crăciun fericit tuturor! Pa, pa! Pa, pa, pa.